Bine, v-am găsit la o nouă emisiune A-Live. Mă bucur foarte tare că am început această emisiune, pentru că v-am spus și data trecută de mult mi-am dorit să am un cadru foarte clar, foarte bine definit în care facem educație până la urmă, pentru că este o emisiune educativă, atât pe partea de design floral, pe partea de cromatică, pe partea de elemente și principii ale designului floral și o grămadă de chestii despre care am discutat, dar pe de altă parte și pe partea de business și vom discuta elemente care le regăsim în afacerea noastră cu flori sau în orice altă afacere creativă, pentru că sunt dintre voi care sunteți în alte industrii sau de-abia acum începeți și informațiile pe care le predau în aceste emisiuni clar au și implementare și în alte industrii. Dar astăzi am ales să fac o chestie foarte, foarte specifică, adică clar design floral și clar industria florilor, dar și pentru acei clienți ai industriei florilor, deci cei care cumpără buchetele să știe cum să cumpere buchetele sau ce fel de buchete să cumpere sau ce fel de cumva să devină niște clienți educați până la urmă, pentru că piața se educă în momentul în care, da, floriștii se educă și știu să facă alte lucruri și pun în piață alte buchete, dar bineînțeles ține și de consumatori și de clienții care cumpără și vor altceva. Dar astăzi am să vorbesc strict despre buchete și cei care rămân la final avem o lună, luna iunie, toată luna. Am hotărât să oferim o grămadă de chestii interesante, o grămadă de giveaway-uri, pentru că este ziua mea pe data de 21 iunie și am hotărât ca toată luna să facem altceva. Adică noi să venim să dăruim giveaway-uri din lucruri sau elemente care mie îmi plac foarte, foarte mult și astăzi avem primul giveaway. Așa că rămâneți până la final. La finalul acestei emisiuni vom anunța ce fel de giveaway avem pentru voi și care sunt condițiile pentru a putea să câștigați acest giveaway. Bun, voi începe astăzi cu câteva buchete pe care le-am găsit așa random pe Facebook. Repet, nu este niciun fel de critică, este nenominal, n-am să spun cine a făcut buchetele respective. Este efectiv o formă de feedback în care eu am să arăt ce anume se poate face cu anumite buchete și de ce anumite buchete nu neapărat sunt corect făcute sau neapărat sunt armonioase. Hai să începem. Am să mă întorc să vedeți și voi. Pentru a exemplifica foarte, foarte clar, am ales unul dintre aceste buchete. Am să mă întorc așa ca să pot să stau și eu comod și să vedeți și voi. Vedeți? E ok. În regulă. Perfect. Este un buchet pe care l-am găsit pe Facebook și, în mod normal, la prima vedere, aș spune următoarele lucruri. Atunci când combinăm violet, lila, să zicem, aceste flori de cimbidium pe care le avem aici, care sunt violet, cu galben, aceste lalele pe care le avem în buchet, trebuie să ținem cont de următorul lucru. Galbenul, care este o culoare primară și care este foarte, foarte puternică în buchetul nostru, este în roata culorilor, în contrast cu violetul. Ce putem să facem pentru ca buchetul ăsta să fie mult mai armonios? Ia să vedem, să scot layerul ăsta. Pentru a putea să-l facem mult mai armonios, am să desenez un picuț aici cum am putea să facem. Eu să-mi schimb culoarea, am să fac un violet și am să vă arăt ce anume se poate face. Dacă aveam niște lalele violet, ia să vedem aici, să le facem violet. Vedeți cum se va schimba designul în momentul în care ar fi înlocuit florista care a făcut acest buchet, aceste lalele. Da? Dacă nu am mai fi avut galben și am fi avut niște lalele lila, violet în locul celor galbene. Da? În primul rând, arată mult mai armonios. Da? Hai să vedem cum era înainte. Deci așa este cu violet.
Așa este cu galben. Vedeți cât de mult atrage atenția acest galben? Da? Deci clar, unul la mână puteam să facem lucrul ăsta. Nu mai vorbesc de acest fluturaș, nu văd care este rolul acestui fluturaș, adică înțeleg că s-ar putea să fie ceva decorativ, dar astfel de elemente nu își au locul în buchete. Poate dacă mai era încă un fluturaș sau ceva de dimensiune mai mică, să nu fie sclipicios, să fie mult mai natural, în rest nu, clar nu-i văd locul. Bun, după aceea, ia să vedem, stai să punem înapoi, să ștergem fluturașul, dacă am avea ceva violet, again aici, am fi avut o altă cromatică, ups, open layers, bun, am fi avut o altă cromatică și, așa, l-am fi... Ar fi fost mai puțin vizibil și ar fi fost mult, 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 mult mai natural. Bun, asta este despre culoare. Despre plasarea florilor. În momentul în care stai să-l fac și pe fluturașul ăsta aici și să scot roșul ăla. Pac, 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 pac. Bun, perfect. Bun. Atenție la detalii. Aici, dacă aveți buchete în care puneți eucalipt, vedeți să nu se vadă capetele acelea tăiate. Știu că folosiți eucaliptul care este tăiat în mai multe bucăți, dar momentul în care îl tăiați, tăiați-l foarte, foarte aproape de celelalte frunze, în așa fel încât să nu se vadă capătul ăla. După aceea, momentul în care avem trandafiri sau orice altceva, nu-i puneți doar în mijloc, așa ca și un, nu știu, un ochișor acolo, un singur ochi acolo, ci încercați să faceți grupuri, adică dacă ați mai fi pus încă un trandafir aici, deja era mult, mult mai echilibrat. În rest, cromatic, dacă ar fi fost aceste tonuri de lila și aceste tonuri de verde, ar fi fost mai echilibrat. Gipsofila este pusă așa mai mult pe margine, aș fi introdus, dacă vreți să folosiți și gipsofila și în interior, aș mai fi pus încă gipsofila în buchet. Devenea mult, mult, mult mai, mult mai balansat buchetul și mult mai armonios. La fel, când puneți eucalipt, nu-l puneți așa ca și niște raze de soare în buchet, ca și niște țepișori. Încercați să introduceți și în mijlocul buchetului, în așa fel încât să nu fie numai niște țepe pe margini și să introduceți eucaliptul în buchet. Deci asta este despre primul buchet. La fel, când faceți poze și fotografii, pentru că v-am mai spus, vitrina voastră este ceea ce puneți voi pe Facebook sau pe Instagram, încercați să nu folosiți o gresie cu tot felul de forme pe ea și încercați să găsiți niște locuri mai frumoase unde să fotografiați lucrările voastre. Bun, ia să luăm un alt buchet, am să-l iau pe acesta. Foarte interesant buchetul ăsta, pentru că, de fapt, sunt două buchete într-unul. Ia să adăugăm aici un layer. De ce? Care sunt aceste două buchete? Ia uitați-vă aici. Avem un buchet și un buchet. Deci sunt două buchete în același buchet. Am să iau, am să vorbesc despre fiecare în parte și să vă spun de ce. De ce sunt două buchete? Pentru că nu am nicio legătură între florile din stânga cu florile din dreapta. Adică aceste flori roz plus crenguța asta de stejar nu o regăsesc și aici. Adică dacă mai aveam încă o creangă cu flori roz, încă niște frunze de stejar aici, ar fi fost mult mai echilibrat între o parte și cealaltă, în partea dreaptă și partea stângă a buchetului. La fel, văd într-adevăr aici încă o rămurică de liliac, dar nu este suficient. Aș fi avut nevoie să am și aici liliac, să am poate niște zambile aici,
care le văd în zambilele astea albastre în partea dreaptă. Deci am nevoie de flori și în stânga și în dreapta, niște anemone aici, adică am nevoie de grupuri de culoare și în stânga și în dreapta buchetului de același fel, pentru a face o legătură. Dar hai să discutăm pe rând, de fiecare dintre părți. Deci avem odată partea asta cu roșu. Ar fi fost dacă florista reușea să realizeze un buchet doar pe gama asta cromatică. Avem lalelele astea bordo cu un pic de alb aici. Avem crenguțele astea cu flori roz. Era o cromatică echilibrată, bineînțeles, aici mai aveam nevoie încă de 2-3 lalele, aici mai aveam nevoie de încă o lalea în zona asta, două chiar, încă o crenguță aici de stejar verde, bineînțeles aici încă o crenguță cu flori roz, ar fi fost mult mai echilibrat și bineînțeles aici ar fi fost tija buchetului. Deci asta ar fi fost un buchet care, bineînțeles, aș fi văzut și aici niște crenguțe cu roz, ar fi fost mult mai echilibrat. Deci asta este buchetul cu, din partea dreaptă, cel cu roșu. Acum buchetul cu mov. Ia să vedem, aici avem mai mult de discutat, deci avem buchetul din partea asta, da? Asta e buchetul. Ei, în momentul în care, la fel, aceeași problemă cu galbenul, în momentul în care vrem să punem într-un buchet lila, albastru și galben, să fim foarte atente, pentru că lila cu galben sunt culori complementare. În momentul în care vreau să pun două culori complementare, cum este în același buchet, trebuie să decid un picuț cine este regina noastră din punct de vedere cromatic. Ei, regina noastră din punct de vedere cromatic clar este lilau, dar chiar dacă avem multă cantitate de liliac aici și multă culoare lila, în momentul în care eu mă uit la buchet, văd de fapt acele două flori de narcise galbene. De ce? Pentru că culoarea este foarte saturată, foarte puternică la galben și atunci ochiul meu este atras exact de o flori de narcise, chiar dacă eu am o cantitate vizuală lila din aceste flori de liliac. Ei, nu mă ajută pentru că îmi distrage atenția. Ce am putea să facem este să... Să scoatem de aici. Hai să las totuși așa. Ce am putea să facem este să avem și acolo liliac, am să-l desenez, să văd dacă găsesc așa un lila mult mai apropiat de liliac. Deci aș fi pus și aici liliac, bun. Și dacă tot vroiam să pun ceva galben, aș fi pus un galben mai deschis și o cantitate, deci asta înseamnă cantitate de culoare mai puțină, să vedem dacă ne ajută. Un pic cam prea. Gândiți-vă la ce mă gândesc eu în momentul în care spun de acest galben, totuși asta. În momentul în care spun de acest galben, mă gândesc efectiv la panseluțe. Gândiți-vă la acele panseluțe care au galben și violet în ele. Ia se pune un pic de violet. Vă gândiți la panseluțe. Uitați-vă cât de bine se integrează. S-ar integra niște panseluțe cu galben și cu violet, dacă am fi vrut să facem, treaba asta. Deci am fi pus grupuri de panseluțe galbene cu violet, pentru că sunt clar flori de primăvară și am fi obținut un buchet cromatic. La fel și aici aș mai fi pus poate încă, pentru că și aici am niște anemone, stai să le fac cu roșu să le vedeți mai bine, am aici niște anemone. Sunt anemone sălbatice, anemone pulsatila. Aceste anemone au un picuț de galben aici, deci au galben în ele. Deci ar fi perfect într-adevăr acel galben, dar nu galbenul acela puternic de la zambile. Sau, dacă vroiam într-adevăr galbenul acela să fie cel mai puternic, atunci am făcut următoarea fază. Hai să schimbăm layer-ul. Am fi lăsat galben să fie cea mai importantă culoare și am fi pus mai mult galben. Adică am mai fi adăugat alte flori cu galben.
am fi pus încă o narcisă, un grup de narcise aici, aș mai fi pus încă un grup de narcise aici, aș fi pus mai multe anemone cu galben și cu acest violet în zona, opa, în zona asta și aveam mult mai mult galben, mult mai mult galben în designul meu, da? Aș fi avut aici, l-aș mai fi pus poate încă o anemonă aici, să-i punem un picuț de galben și în felul ăsta am fi obținut o armonie cromatică la buchet. Deci în felul ăsta putem noi să adăugăm și clar dacă mai adăugăm încă niște flori mici, cum sunt acele, opa, cum sunt acele flori de panseluțe, care sunt deci le găsim în aceeași perioadă, am fi obținut un buchet mult mai armonios. Astea sunt două exemple cum ne ajută sau nu ne ajută cromatica. Ăsta este buchetul din dreapta și buchetul din stânga. Deci avem două buchete într-unul. Fiți atente la treaba asta. Ia să vedem dacă mai am ceva aici. Ce mi-au mai pus colegele mele. A, asta este un buchet corect. De ce? Pentru că avem armonie cromatică superbă aici. Dați portocaliu care l-am frumos în grupuri. Roze, după aceea am niște frezii foarte frumoase, galbene, niște flori de asclepias, portocalii. Deci a combinat foarte bine portocaliul cu galbenul folosind grupuri de culoare, grupuri de flori, portocalii, galben. E foarte frumoasă forma, are formă rotundă foarte frumoasă, tijele sunt tăiate bine, după aceea fotografia are background blurat, în spate este pe gri și nu am nimic ce să-mi distragă atenția, este un background neutru care mă ajută să iasă în evidență cromatica și forma buchetului. Cine a făcut buchetul ăsta? Well done! Bun, ia să mergem mai departe să vedem. Mi-au pus fetele aici niște buchete, dar sincer n-am ce să discut despre un astfel de buchet. Deci cele care vreți să vindeți buchete, pentru că știu că sunt foarte comerciale buchetele cu trandafiri, vă rog, fără aceste arculețe, parcă sunt arcurile de la Pix, încercați să, pentru că trandafirii roșii sunt decorativi în sine, nu mai trebuie să puneți alte perluțe, buburuze, tot felul de chestii, arcuri de Pix, glittery și așa mai departe. Deci nici n-are sens să vorbesc despre buchetul ăsta. Așa, când folosiți mai multe tipuri de culori într-un buchet, fiți foarte, foarte atente. Într-adevăr, există buchete policromatice, adică putem să folosim mai multe culori. Dar, atenție, again, la fotografii. Unul la mână, luciul acesta de flori nu se mai poartă. Adică, deci nu se mai poartă, este oldies but goldies, puteți să scăpați de el, în felul ăsta mai bine cumpărați flori pe care să le puneți în buchete sau cumpărați un ambalaj mai de calitate pe care să-l puneți în loc să dați banii pe luciul ăla de flori și obișnuiți și pe clienții voștri fără porcăria aia. După aceea, cum ziceam, putem să folosim și mai multe culori în același buchet, dar să fim atente cine conduce. Aici nu știu cine conduce, toată lumea are aceeași, avem forme diferite la floare, de la zambile, culoare lila, de la, avem o altă formă de la lalele, după aceea o altă formă de la acest iris. Deci avem toate tipurile rotund de la frezie și de la stromeria. După aceea florile micuțe de gipsofila. Deci avem toate formele și toate culorile în același buchet. E bun și chiveciu, e bun și ratatui, dar să fim atente să fie în aceeași cantitate. Adică, dacă vreau să fac un buchet în care să am mai multe tipuri de flori, folosesc
flori de aceeași dimensiune și aproximativ de aceeași formă, adică să fie forme rotunde și aproximativ de aceeași dimensiune sau poate două dimensiuni asemănătoare. Dar aici, cum am forma asta de iris și irisul acesta care este foarte voluminos în comparație cu restul floricelelor, n-are nicio noimă, adică nu e legat de nimic, nici cromatic, nici ca formă. Deci sunt doar puse florile acolo și asta nu este o lucrare de floriști. Nici ne putem numi floriști în momentul în care facem treaba asta. Știu că cumva definiția unui florist este acela care lucrează cu florile, dar sincer să nu ne mirăm dacă clienții noștri cumpără de la Lidl sau cumpără de la orice alt supermarket flori mai ieftine, pentru că sincer n-avem ce să cumpărăm așa ceva. Bun, alte buchete care le-am mai găsit, la fel și aici, aveți grijă un picuț la stil, adică atunci când folosesc Phalaenopsis într-un design, nu folosesc și gypsophila și frunzele de palmier, la fel cu luciu, și cromatic e ok, adică aș spune că acest lila de la Phalaenopsis cu Eustoma, care este lila și ea, arată ok. N-aș fi pus albul ăsta pentru că ți atrage foarte, foarte tare atenția, și la fel și gypsophila. Aș fi mers pe un monocromatic cu lila, poate diferite tonuri de roz, dar n-aș fi pus în niciun caz albul ăsta pentru că nu este legat cu nimica, adică nu am, dacă aș mai fi avut încă niște flori, niște, poate niște mini roze roz, ar fi fost o legătură cromatică. În schimb, nu are nicio legătură cromatică și de obicei stricăm foarte tare un design atunci când punem și mult alb pe lângă, mai ales că background-ul este acesta roșu puternic și nu avem ce să căutăm cu albul ăsta dacă nu avem și o tranziție din la fel, grijă, cum ziceam, la stil, dacă aleg Phalaenopsis, care este o floare destul de exotică, nu mai pun și gypsophila în felul ăsta, nu mai pun și frunze de palmier și le dau și pe alea cu luciu. Deci grijă, grijă mare la cum postăm și ce postăm. Bun, cam astea sunt, mai am aici, dar n-am să aleg să vorbesc despre astfel de buchete, pentru că eu cred cumva că n-ar mai trebui niciun florist să folosească astfel de panglici, coșurile acestea în forma asta, adică aceste buchete chiar n-ar trebui să le mai avem în, cumva între noi, între floriști și piață, pentru că putem mai mult și totdeauna am zis că putem mai mult și chiar cred că putem mai mult prin educație și să știm, de asta am și zis că am să încep și astfel de emisiuni în care să discut un picuț din altă perspectivă ce înseamnă această creativă și ce putem să facem. Deci grijă mare la culori, grijă mare cum faceți legătura între ele, să vedeți florilor, cum le combinați, pentru că astea sunt elemente și principii ale designului floral pe care, așa cum zic, fiecare dintre floriști și dintre cei care lucrăm în industria asta, e bine să le cunoaștem. Pentru că am anunțat că astăzi am să dăm primul giveaway, îmi face foarte mare plăcere să dăruiesc. Cred că și asta este ideea de la care am pornit luna aceasta, Celebrating June, pentru că vom sărbători cu tot felul de lucruri luna asta. Așa că am să vă prezint ce am pregătit pentru voi. Tadam! Este o rochiță, exact rochița pe care o port, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Este dintr-un material foarte, foarte vaporos de vară și forma este foarte drăguță, pentru că inclusiv în spate are un decolteu cu două șnururi de catifia și poate să fie purtată de la mărimea XS până, cred că, la M, chiar L, pentru că mânecile sunt cu elastic și, sincer, e foarte trendy. Adică astea sunt noile modele de rochi cu mânecuțele astea bufante, foarte, foarte vaporoasă, foarte largă. Și asta este primul giveaway pe care îl avem. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga această rochiță?
sincer, it's one of my favorite în ultima perioadă. Pentru a câștiga această rochiță, trebuie să dați like și share la această emisiune pe pagina voastră, pe profilul vostru, unde vreți voi, și să dați tag la 5 prietene care credeți că ar aprecia o astfel de rochiță. Și vom extrage câștigătoarea vineri, deci până vineri puteți să dați like and share acestei emisiuni și bineînțeles să lăsați în comentariu 5 prietene cărora credeți că li s-ar potrivi o astfel de rochiță. La fel și culoarea, faptul că e neagră merge pe orice, adică merge combinată cu orice fel de încălțări. La fel, eu am Adidas, o port cu Adidas sau cu ciocate sau cu poate să fie și cu ceva sandale de vară fără, cu talpă plată. Deci poate să fie cu accesorizată cu orice. Ați văzut că am făcut pozele acelea când am fost în Delta și am avut pălăria cea galbenă, deci merge cu orice vreți voi în perioada asta. Doamne ajută să vină și vara, nu știu cum e la voi, dar la noi la Cluj e frig, e plouă, ba mai iasă câte un pic soarele, deci sperăm ca luna asta chiar să înceapă vara așa cum o așteptăm. Așa că dați like și share aceste emisiuni și lăsați în comentariu 5 persoane, 5 prietene de ale voastre care credeți că ar merita să câștige un astfel de giveaway. V-am pupat și ne vedem miercuri viitoare. Fiți atente la ce fel de buchete puneți, pentru că I'm gonna watch you. Am să mă uit să văd și chiar cred că puteți mai mult. V-am pupat! Să aveți o săptămână absolut excelentă!